despre La Gomera, nu pot să spun decât că a fost o onoare și o plăcere să lucrez cu Corneliu Porumboiu. Și a mai fost ceva, datorită acestui film, La Gomera, care a fost vizionat la Cannes, m-au selectat, m-au solicitat italienii pentru filmul Est Dittatura, ceea ce mi-a făcut mare, mare plăcere.